Tasso, mă bucur să vă revăd la 2-3 km de Dunăre, în sudul județului Dolj, pe raza oateului Poiana Mare, ocolul silvic Poiana Mare, unde avem o serie de păduri foarte interesante. Și azi vă mulțumesc că ne-ați adus într-o plantație înfițată, a spus, în primăvara anului 2013. Dar ceva atipic, cel puțin, atipic în sensul bun, ca și curiozitate, față de ceea ce cel puțin eu am prezentat până acum. Și vă rog să ne spuneți despre ce e vorba. Da. Păi să începem cu o scurtă istorioară a locului de aici. Punctul se numește Boroica. Aici sunt două bălți mari aici, care erau alimentate cu apă de Dunăre. Uh-huh. Și aici unde ne aflăm noi, efectiv, a fost, la început, a fost un arboret frumos de plop. După care s-a exploatat, s-a recoltat masa lemnoasă, la amenajare s-a venit cu... tot datorită câtorva ani așa mai secetoși și s-a venit cu salcăm, a schimbat asta soluția. Asta se întâmplă când, aproximativ? La amenajamentul din 2013, 2012-2013 și a venit cu salcăm. Și atunci noi am plantat salcăm, însă, ba nu, cred că mă înșel, în amenajamentul anterior, au vrut să schimbe compoziția aici și a venit cu salcăm și s-a prins. Este un sol nisipos, dar... Se și vede cât de nisipos e. Da. Este nisipos, dar este un nisip mai dulce. A prins salcâmul, era o frumusețe aici. Și în 2006 a venit măria sa Dunărea și și-a recucerit teritoriile. Ori salcâmul maxim 7 zile poate să stea în apă, după care se usucă. Și câte zile a durat atunci manifestarea Dunării, ca să-i spun așa, când a ieșit din... Păi... Adică câte zile a băltit apa? A băltit destul de mult, pentru că nu mai îmi amintesc exact, dar a băltit destul de mult, pentru că ea a venit la cotă mare, a intrat pe microdepresiuni, uh-huh, și atunci a stagnat destul de mult, luni de zile. Dar salcâmul într-o săptămână, deci 8 zile, dacă rămâne apa în el, l-am pierdut, indiferent cât ar fi el de sănătos și de viguros. Nu se asfixează rădăcina. Imediat, da. Și am venit cu soluție cu plopeuri americană. Am arat terenul, am discuit și am zis, băi, hai să încercăm cu sade. Să le spunem ce sunt sadele? Vă rog. Da. Deci, este, pentru ele avem culturi specializate de material genetic în cadrul pepinierei zăval. Sunt niște lăstari lungi, de regulă de 2 ani se fac și chiar 3, 6-8 metri lungime, se retează cu ferăstrău, groapă adâncă. Aici n-am avut la timpul ăla, nu am avut burghiu de 2 metri. Acum avem burghie de 2 metri. De 1,30 l-am avut. 2 metri pe adâncime. Adică. Adâncime și 20 de centimetri grosime. Bun, deci în primăvara 2013 ați venit cu burghiu care a pătruns 1,30 în adâncime. Da. Sadele a fost o lucrare făcută în regie proprie și la viteză. A durat 3,2 hectare, cam 4-5 ore a durat. Uh-huh. Am plantat-o. Ce spații este? 6 pe 6 avem. De 6 metri între rânduri, da, și 6 metri între sadele. Nu mai intervii cu rărituri, cu nimic, 278 de arbori la hectar. După cum vedeți, nu știu, n-am văzut să fie așa vreo unul lipsă. Se vede urât dacă... fiind schema foarte mare, dacă e una singură lipsă, se vede destul de urât. Da, nu e ca la 4x4. Dar nu este o dramă asta. Important este că s-a prins un 3,2 hectare aici. Foarte, foarte frumos. Sadele le-am aici, le-am ascuțit prima dată. Avem niște fotografii, da, de la timpul respectiv. Le-am ascuțit așa la mai puțin de, să zic, 25 de grade, 30 de grade, mm-hmm, unghiul ascuțit. De ce? Care a fost rolul? Păi în primul rând am zis să se fixeze bine să se jos, bine, da, în fundul gropii, ca să zic pe fundul așa, gropii, da, și să mărim zona generativă, unde își creează prima dată rădăcinițele. Între cambiu și liber acolo, da, da, da. Adică una este o secțiune de 6 perpendiculară și alta este aprins chestia asta, dar să știți că ea își face rădăcini
pe toată suprafața trunchiului. Cât e în pământ. Cât este în pământ. Am uitat o sadă într-o groapă și iară condiție de bază, deci trei bătute foarte bine jos acolo. Dacă lasă ea aer, nu mai, la revedere. Deci spuneați 6 către 8 metri. 6-8 metri înălțime, da. 1,3, dar astea sunt singurile care sunt la 1,30. Celelalte toate care le-am pus, și avem multe plantații cu sade și cu reușită foarte bună, la 2 metri. Cam cât de grea era o sadă? Că, na, îmi imaginez că era groasă, să zic așa, ca pe mână, ca pe picior. Nu era ca pe picior. Nu era, nu, ca pe mână. Păi să zicem că noi discutăm de 1,30, la 1,30 avea 5-6 cm. Deci, bă, 6-8, aceea, da. Stăm și mă gândeam acum dacă, știu că am mai discutat odată, dacă la transport ați avut nevoie de aviz pentru suma. Păi vreți să vă spun o poveste cu, da, poliția? Da, chiar trebuie, nu, trebuie povestită, serios. Deci cu poliția. Pentru că din câte cunosc încă e nereglementată. E nereglementată, da. Aveam un program, tot o plantație era prinsă cu sade, tot cu proiect, cu devize aprobate, și am trimis la Zăval, am trimis camionul la Zăval să ne aducă materialul săditor, sadele. Ori cei de la Zăval, când au întocmit avizul, vreau să vă spun că am adus sadele cu platforma forestieră. Da. Și... Pentru că sunt foarte lungi, adică nu e ușor. Da, de un metri lungime, nu, da, poți să le aduci așa cu remorcuța sau cu microbuzul, cu platforma forestieră. Și, nu știu, am adus 3.000 de sade, 3.500, o platformă din aia, un ATF. Pe drum poliția, în avizul de expediție, oamenii au scris: puieți plop eur american. Poliția a oprit actele la lemne, poliția, la lemne. Pentru că arată ca niște, ca niște lemne. Lemne, da. Șoferul a coborât și le-a dat avizul. Poliția s-a uitat. Băi, tu îți bagi joc de noi? Păi ne iei de proști, adică noi suntem și noi polițiști. Păi tu spui că tu transporti puieți și tu transporti lemne, ce vrei? Îți confisc material. Hai, trage. M-a sunat disperat de viața asta. Dom'le, ce fac? Că mi-a și mașina, mă amendează, mi-a permisul meu. Păi și-a trebuit un sfert de oră să fac o lecție de silvicultură cu cei doi polițiști de acolo. Asta deci, fiind raritatea plantatului cu sade. Că, da, oamenii nu aveau de unde să foarte știe. Comună. Că când plantăm copaci, ăsta e limbajul comun, adică puieții foresteri cu rădăcină nudă în general, da, mai nou de câțiva ani, de vreo 6-7 ani. Am început ani, și cu rădăcină protejată. Dar sadele astea, într-adevăr, sunt ceva atipic, care din punctul meu de vedere ar merita extins, pentru că iată, aveți experiență de zeci de ani și dumneavoastră la nivel personal, dar și la nivel de ocol, la nivel de direcție, da, la nivel de Rom Silva pe sudul țării. Foarte important este să nu fie plantate toamna. De ce? Sunt niște factori limitativi. Unu, poate să fie o iarnă secetoasă, uh-huh, și atunci partea aeriană intră în declin fiziologic ușor, nu așa grav, se instalează foarte repede pe ele dotichița, uh-huh, și risc să ai pierderi masive acolo, chiar totale. Mai există riscul ca niște iepurași să treacă și să... Pe timpul sezonului rece. Da, da. Adică dacă e zăpadă, le mănâncă iepurașii, dacă e secetă, se instalează dotichița. De aceea timpul este limitat, primăvara este cel mai bine. Pentru sade vorbim. Și când mai exact? În final de februarie, început de martie, experiența noastră? Începutul martie până în aprilie. Adică să nu apuce... Acum să vă zic, am plantat și sade unde era ușor pleznit mugurele pe ele, mă înțelegeți? Uh-huh. N-a fost probleme, s-au prins frumos. Dar... Asta cu secetele astea, care vedeți și dumneavoastră regimul ăsta al nostru climatologic, condițiile cum s-au... Deci avantajul ar fi care? Că prin introducerea, să spun, a sadelor în groapă, mai nu faceți la 2 metri. 2 metri, da. Practic rădăcinile care se formează rapid vor accesa mai ușor apa din pânza freatică. Da. Dacă am pânza freatică, păi, relativ sus. Asta este problema. O accesează ușor și este acea... N-am avut curiozitatea să sap undeva și să văd ce fel de rădăcină și-a format
o sadă de 5-6 ani, așa să zicem, că la asta ce să mai succes. Dar funcționează, acea parte de 2 metri funcționează ca o conductă de aducțiune a ASV-ii brute. Spuneți-mi, vă rog, ce clonă este, sau să faceți, vă rog, o scurtă prezentare a clonelor de plop. Pentru că cei care vor vedea materialul, e bine să știe că avem acești plop euroamericani, plopii hibrizi, mai multe clone la rândul lor. Da, deci la noi în zona aici, prima dată s-a folosit masiv IR-16, Robusta 16. Uh-huh. De altfel, pe zonele, la regimul hidric de acum 30-40 de ani, a fost excepțional, că putem să vedem niște arborete fantastice în lunga Dunării de IR-16. El a fost peste tot și interdună a fost tot. Lâncezește pe interdună unde nu are condiții staționale corespunzătoare, intră într-un declin fiziologic. Da. Dar a avut putere de a acoperi, putere de a acoperi suprafețele cu pădure și de a recolta masă lemnoasă de acolo. Uh-huh. Însă I-214, asta a fost cea de-a doua clonă folosită la noi în zonă. Mai târziu a apărut Sacrau, Turcoaia, astea două pe care mergem acum. Uh-huh. Am avut arborete impresionante de Sacrau. 14 metri pe fir. Gândiți, 14 metri cubi. Cubi, da. Putem căuta și găsim APV-ul, că îl știu undeva. Deci era fantastic. Și aici experiența noastră, că nu avem instrumente de măsură la noi acum, cam câți cubi ar avea un exemplar în medie? Păi încă o dată spun, plantați primăvara lui 2013, acum da. Suntem anul, 2024. Da, anul 12 de vegetație, nu? Sau 11? Păi 13, 14, 15, 16, 17, da. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 12. 12, anul 12, da. Vegetație. Anul 12, nu este încheiat. Nu este. Da. 11 ani. Păi are, să zicem... Înălțimile sunt către 20. 20 de metri. Și diametrul mediu, să zicem că... Nu luăm pe ăsta, să zicem că e de referință în marginea plantației, ăsta are 40 diametru, da? Media are 28, așa, media. Deci ne ducem la un cub jumate pe un cub jumate per fir, fiecare. Da, el de acum încolo începe și asimilează... Și care e planul cu ei? Până la ce vârstă îi țineți? Păi de regulă îi ținem, i-am ținut destul de mult și să știți, dar am ținut arboretele sănătoase, le-am ținut mai mult, adică să nu fie intrat în declin fiziologic, să nu manifeste blăstărire laterală, tot felul de ciuperci. Nu, deci arboretele sănătoase le-am dus și către 40 de ani, 45 de ani, dar le-am lăsat, că îți pare rău să tai un arboret care vegetează. Ne-am axat și noi pe el în mod normal 25-30 de ani. Da. Reținut. Da. Până la vârsta exploatării. Se află către prima jumătate a vieții. Da, este impresionant și asta voiam să subliniem azi, în primul rând, importanța sadelor, sau mai bine spus că există și acest concept de sade, în traducere așa grosieră, niște bețe mai lungi pe care le niște lăstari lungi de 6-8 metri care îl pui pur și simplu în pământ. Care nu sunt lemne de foc. Nu sunt lemne. Reprezintă material forestier de reproducere. Da. Ocazional, din păcate, că eu sincer mi-aș dori să văd mai multe asemenea exemple în sudul țării, în lunga Dunării, lunga majoră, de ce nu, dar nu numai, adică acolo unde se pretează plopul, pentru că tind eu să cred și aici, nu știu, contraziceți-mă sau dați în contraargumente, că tehnica este mult mai ușoară, tehnica de producere a sadelor comparativ cu pieții forestieri. Dar știți, de exemplu, când făceam cu pădurarii noștri, cu silvicultorii de la Ocol, câte o plantație din asta de 3-4 hectare, inclusiv am făcut pe neproductive. Uh-huh. Ar fi bine de văzut și altă dată. Deci pe neproductiv, pur și simplu, ne-am mers și băi, hai să punem niște bețe în pământ aici. De o pădure de toată frumusețea. Dar punem și un asterix la plop, să pretează. La plop. Nu putem face din stejar, spre exemplu, plop și salce, și dar salce. Nu stejar, nu salcă. Nu, atenție. Dar acolo unde solul ne permite, să spunem, condițiile de teren ne permit, stațiunea forestieră în termenii noștri, să pretează de minune și rezultatele sunt mai mult decât grăitoare. Foarte, foarte bune au fost rezultatele. Avem și câteva eșecuri mici la nivel de ce am lucrat noi, dar nu poți să mergi cu toate 100%, adică să ai numai rezultate favorabile. Am încercat și acolo să le redresăm din mers
Pe alocuri, dar v-am zis, nu sunt multe, sunt câteva puncte, unde, două, trei puncte, unde acum, au mai fost și alți factori acolo, n-a fost numai, a fost și calitatea materialului săditor, care este foarte importantă. Mi-amintesc că am adus de la Tulcea niște sade de I-45-51, o frumusețe. S-au prins toate, au fost fantastice. Iarna ni le-a mâncat pe toate iepuri. Deci reținem o idee de bază, primăvara, de vreme, da. Este recomandat. Ne-ați expus mai devreme de ce nu toamna. Da. Ok, recoltăm sadele din cultură, să spunem, din pepinieră. Da. Le transportăm, dar dacă le depozităm, ce, cum ar, la ce ar trebui să ne uităm, de ce trebuie să ținem cont? Le-am depozitat numai în apă. Numai în apă? Da. Pe ce perioadă? O zi, două, câteva zile, câteva peste zile. Cap o săptămână. Ok, deci nu o perioadă îndelungată. Nu, nu îndelungată. Ce alte recomandări ar mai fi? Deci v-am zis, ascuțite, bătute bine, deci noi cu un băț așa de jur împrejur, să lipim pământul la rădăcină, la tulpină, să nu ia aer. Și de aici materialul săditor să fie de calitate. O să apară o întrebare, spunem așa, pe buzele multora care mi-o adresează și mie. I-ați udat vreodată? Am vorbit cu Dumnezeu. Deci fără irigație, dragilor, no, fără încă irigație. Funcționează, da. Încă mai merge, să vedem, apropo de acest deficit de precipitații, în primul rând, da. Cât vor mai merge. Dar oricum noi aici mizăm pe pânza freatică. Da. Asta mergem mult în adâncime. Da. Bun. Este, aș spune, o curiozitate, deși dumneavoastră faceți de zeci de ani, experiența da. Locală, de multe zeci de ani, să spun așa, dar la nivel național se știe foarte puțin despre aceste, e opinie personală, foarte puțin despre aceste culturi de sadă care funcționează, iată-le, foarte bine, cu rezultate foarte bune. Are culturile de sade, plantațiile cu sade au foarte multe avantaje, pentru faptul că eu le-am plantat și în teren nepregătit. Uh-huh. Deci, dintr-o dată am evitat pregătirea terenului care costă câteva mii de euro pe hectar. Așa. Câteva mii de euro. Ceea ce înseamnă scarificat, arat, discuit. Da, da, da. Adică... Câteva mii de euro. Și le-am plantat printre cioate. E o pădure de toată frumusețea. Adică ne gândim că din și nu mai întreținem, atenție. Deci nu mai prășit, nu mai întrețineri mecanizate, nu mai. Da, pentru că tulpina deja are câțiva metri, ierburile deja nu mai, adică niciodată nu au reprezentat și nu vor reprezenta, păi nu reprezent, o amenințare, da, că da. Sunt foarte mici. Deci, iată, aș spune, principalele două avantaje. Economirea de bani. De fonduri, foi, de mine. Forță de muncă. Una e să ai tractorul să stea pe un hectar cu da. Scarificat, arat, discuit, apoi pichetat, apoi 5.000 puiezi la hectar. Dacă ați spus salcăm aici, salcăm, da. Dacă ați spune salcăm 5.000 de gropi, versus de ordinul sutelor, câteva sute dacă mergem pe conceptul de sade, da, da. Asta e, să spunem, la 278 de sade la hectare. Asta este la înființare în primul an. Apoi fac comparația cu salcâmul, unde e nevoie de trei lucrări, sigur, de întreținere în primul an. Păi și la plop, tot trei. Da, dar nu cu tractorul și pe trei rânduri. Da, la plop este 5 ani, la salcăm 3 ani. Da, dar zic că mult mai ușor și cu costuri mult mai scăzute, da. Că și manopera. Dar la sade nu am făcut niciodată nicio întreținere. Da, deci iată. Și ia câte rezultatul. Și ele, v-am zis, aici a fost terenul pregătit, că așa s-a întâmplat, dar celelalte, în nicio stațiune sau nicio unitate amenajistică, n-am mai avut terenul pregătit. Au fost numai teren nepregătit. Bine, dar vă spun sincer, când am plantat acel neproductiv, tot în... Atunci, 2013-2014, știți când m-a costat pe hectar, că tot cu pădurarii de aici l-am făcut? Mult mai puțin decât orice altă variantă. Nici nu vă imaginați. 554 de lei pe hectar, adică 100 de euro. Motorina și... Da, era un leu, era sada și un leu groapa cu salariul mecanizatorului. Exact. Super. Încă o dată spun, solul nisipoase, deși acum e greu de crezut că sub litiera asta există strate semnificative de soluri, de nisipuri, peste fostele care se află în profunzime, da, solurile. Deci avem fertile. Soluri îngropate aici. Soluri aici, îngropate, da. Ca multe altele, din păcate, în Dolj și nu da, numai. Da. Așa că, apropo de acest nisip, vă propun să mergem un alt obiectiv, alte plantații pe care le mai aveți pe solurile nisipoase. Tot pe nisipuri.
Acolo nisipuri adevărat. Acolo mergem la nisipuri. Domnul inginer, am văzut mai devreme o plantație de sade de plop în soluri nisipoase, dar uite o specie despre care eu am discutat iar foarte puțin, am arătat rare ori plantații de glădiță. Concret, ce vârstă are și ce ne puteți spune despre această plantație? Păi în primul rând să zicem despre specie. Vă rog. Este o specie nord-americană, da? Soră cu salcâmul. Diferența între ele este că glădița are o creștere foarte înceată. Deci închide masivul extraordinar de greu. Adică atunci când coroanele se apropie unele de altele. Însă, ceea ce am văzut la această specie, glădiția triacanthos, dar este și o varietate, m-am tot uitat, nu știu dacă găsim una pe aici, care este fără spini. Inermis, varietatea Inermis. Cred că o avem chiar aici, ia uitați. Are câțiva pe aici, da. Da, în general, caracteristic speciei sunt acești spini trifurcați, triacanthos. Triacanthos, da, de unde și denumirea ei. Ceea ce este senzațional la această specie este că vegetează și pe vârful dunei de nisip și jos în interdună. Și o să vă povestesc mai târziu că nu vrea să moară. Și cu apa peste ea tot stă acolo, mai târziu pornește în vegetație. Deci asemenea polimorfism ca la această specie n-am văzut, la niciuna. Și vreau să vă spun că după inundațiile din 2006, că este acest an de referință, și atunci am văzut și noi cursul Dunării, pentru că aici zona e nendiguită. Uh-huh. Aici Dunărea când vine își recucerește teritoriile care au fost ale ei. Da. Și trecând cu mai mulți prieteni la pescuit, eram cu familia, cu copilașii după noi, la un moment dat mă uit într-o plantație de glădiță care avea vreo 2 ani la timpul ăla atunci și care, sigur, știam că am pierdut-o. Fusese apa, să vă spun, cam 2 metri peste ea, ea fiind mică, 30-40 de centimetri. Și se retrăsese, începuse să se ducă apa, se retrăsese și din plantație, mai era puțin așa pe un fund de vale. La un moment dat, din drum, tot uitându-mă, bă, zic, am pierdut-o și pe asta iar refacere, acum iar altă muncă, m-am uitat, toate plantele hidrofile care se depuseseră pe fundul bălții, cum a fost ea stagnată acolo, le-am văzut că erau depărtate de sol, adică era un gol între ele, parcă stătea pur și simplu în aer. Cineva le ridica. M-am dus, i-am lăsat, bă, zic, stați voi aici sau mergeți înainte, vin după voi, mă duc să văd că ceva este foarte ciudat în plantația asta. Când m-am dus acolo, plantele hidrofile, normal că se uscaseră, și am dat să văd ce se întâmplă. După 2 luni de zile, cât a stat cu apa peste ea de 1-2 metri, a reintrat în vegetație glădița și frunzele verzi ridicau plantele alea să-și facă loc să iese la lumină. Deci o specie rezistentă și la inundații. Și la inundații, e o curiozitate și o raritate, pentru că nu deci scrie nicio carte. N-am auzit așa ceva. Însă să vă mai spun o chestie, asta iar o curiozitate. Am avut un caz în care a fost apa așa undeva până pe la jumătatea plantației, foarte cald, apa a rămas în aceeași poziție mai mult timp, s-a uscat toată plantația. Dar ce s-a întâmplat? S-a creat aici un inel, probabil apa s-a încălzit foarte tare, nu mai avea niciun fel de iad. Și a ars scoarța. Practic seva n-a mai circulat. Da, interesant. Dar aia care a fost pur și simplu inundată a reintrat în vegetație. Fantastic. Deci un asemenea polimorfism n-am văzut la nicio specie forestieră, nici n-am citit. Asta am văzut-o noi. Deci, sora salcâmului și ea specie meliferă, când înflorește, este destul super căutată de albine. Crește foarte greu, dar crește pe o paletă diversificată de terenuri degradate, inclusiv nisipoase. Recomandarea mea, deci am văzut așa ultimii 6-7 ani în mod special, deși normele spun,
nu e bine să o mixăm cu alte specii. Adică mai degrabă cum e aici un ochi compact de glădiță, nu cu salcâmp, spre exemplu, care, deși normele asta spun, crește mult mai repede, copleșește glădița și glădița rămâne la 10 ani, la 1 metru, salcâmul e la 10 metri, probabil, de la caz la caz. A venit apa și a luat salcâmul și a rămas glădița. A rămas glădița. Da, bine, aici e cazul particular că vine Dunărea din când în când. Să le mai spunem o treabă. Vă rog. Ar trebui să și filmeze. Deci, acum nu este foarte cald, că sunt probabil 30 de grade. La folioare. După ora 12-13, ia priviți cum își strânge foliolele și se pune contra soarelui, așa. Mm-hmm, mm-hmm. Acum încă nu este foarte cald, dar și le strânge exact ca arborile de mătase, numai că ăla și le strânge seara când merge la culcare. Acolo e nictinastie. Da, 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 da. Dar ia pe soare ca să... Să scadă evapotranspirația, da, da, și diminuează procesele fiziologice la maxim ca să reziste. Să un contact puternic cu, pe o suprafață mare cu soarele. Deci e clar că e o specie care rezistă la secetă, deși crește greu. Lemnul este dens. Dens. Cu puține prelucrări industriale merge lemn de foc, garantat. Colorit, într-adevăr, dacă e un buștean de glădiță, da, e fenomenal. Și ceea ce am vrut să mai spun vis-a-vis de folosit lemnul de glădiță, dacă îl folosim pentru foc, deci vreau să vă spun, nu știu, că nu s-a făcut niciun studiu, dar din practică. Deci arde verde, de aia impresia că este îmbăiat în motorină sau da, nu știu. Deci arde și face o flacără albastru-verzuiaș. Interesant, n-am văzut niciodată. Deci verde arde ca și uscat. Uh-huh. Super. Ce ar mai fi ca și curiozitate la nivelul glădiței din experiența pe care o aveți? Deci polimorfismul care este, uh-huh, foarte important, adică cu ea poți să cucerești orice zonă degradată. Deci nu moare, clar, este un supraviețuitor. Doar că trebuie să ai foarte multă răbdare, da, pentru că nu știu, că am spus, spunem acum. Păi da. Aici plantația are 7 ani, a spus, da, nu? Da, da. Și sunt la 3 metri jumate cei, da, mai înalți. Da. Majoritatea 2 metri sau dar chiar sub 2 metri. Deci nu vrea să moară. Bun. Am văzut plop, am văzut glădiță în nisipuri, în solul nisipoase, deși e greu de crezut, dar vedeți și din mașină, filmarea din mașină, cum se vede nisipul și praful. Mergem să vedem și un rășinos? Da. Haideți, vă rog. Domnul inginer, am văzut sade de plop, plantație din sade de plop, plantație de glădiță și șocant, poate, pentru cei care vă vedea materialul și nu cunosc zona, cât am făcut? 2 km de la ultima noastră oprire, pentru că dacă mă uit așa pe jos, cum spunea și Aurel, pare că e peisaj de munte, dar nu e peisaj de munte, e o plantație de pin negru anii 80. 1980. Văd aici acele, două în teacă, până la 14 cm lungime. Pinus nigra. Conul tipic, caracteristic, nu mai zic și de scoarță care este iar caracteristic, dar până să vă dau cuvântul, sunt bucuros să văd că sub pinul ăsta mai apare așa cât un puie de stejar, unul aici, unul acolo. 2, 1. Și cât un dud, chiar și un puiet rezultat din sămânța pinului. Chiar doi puieți. Chiar doi, chiar mai mulți. Da. Dar haide să vedem puțin istoricul acestei. Da, sunt. Deja se regenerează pe cale germinativă. Generativă, pardon. Generativă. Ar fi foarte frumos. Deci, vorbim de o plantație înfițată în? Vorbim de o plantație de... A fost și pin silvestru aici, să știți. Da, uh-huh, mai puțin. Și a picat la rărituri. Deci vorbim de o plantație de pin negru, Pinus nigra, înființată în anii 1980. Copil fiind la timpul ăla, anul întâi la liceul Silvic Pădurea Verde la Timișoara, ne-a trimis să facem practică. De aceea îi cunosc istoria. Da, și s-a plantat pin, era cu rădăcina protejată în pungi. De polipropilen. Da, albastre, mi le amintești acum, găurite. Eu știu că am citit în cărți, că nu le-am prins, nu le-am văzut. Da, și a fost pus în compoziție cu mălin și cu sălcioară. Uh-huh. Era două rânduri de pin, unul de sălcioară, două de pin, unul de mălin. Asta a fost compoziția la timpul respectiv. Însă, ce vreau să vă mai zic, aici să știți că nu s-a plantat așa pur și simplu în nisip. A fost lucrare tehnico-inginerească și cu muncă multă.
s-a plantat cu pământ de împrumut. Deci toate gropile le-am umplut cu pământ de împrumut de aici după un fund de baltă. Ce suprafață e aici? Păi sunt aproximativ vreo 18-20 de hectare, sunt două blocuri. Și schema de simea, distanțele între puieți? Păi sincer, nu mai știu să vă spun, dar în orice caz, la 2 pe 1,5. Cam așa spune și că uite, rândul ăsta acum se vede foarte bine, o să-l vedem și în cadrul în detaliu. Ori și cât vorbim de cât? 3300 la hectar cel puțin, nu? Da, da. Cam așa. 3330. Bun. Acum suntem în 44 de ani. Da. Creșterile nu sunt fenomenale, dar nu asta ne interesează aici. Vorbim de un teren nisipos, la care ne interesează, cel puțin din punctul meu de vedere, prima dată să fixăm nisipurile zburătoare. Și iată că și litiera asta de pin joacă acest rol, își exercită funcția. Spuneați de gropile de pământ și v-am întrerupt, pentru că sunt curios să aflu mai multe. Deci ați adus pământ de împrumut de aici, de aproape? Deci cu gălețile căram, cu căruțele, cu încărcam, erau oameni care încărca la lopată, la casma, după fundul bălții, pământ și umpleam toate gropile, le umpleam cu pământ. Adică o muncă nevoioasă, nu cazi cu camionete, cu 4x4, cu remorci, cu... Și noi copiii la 14 ani, cu câte două găleți, păi dacă i-ați vedea pe ăștia mici acolo la 14 ani cu găleata mână, sună la protecția copilului. E alt subiect aici, corect, vă dau dreptate. Deci muncă asiduă, susținută, pentru că n-a fost, adică n-ați plantat și ați plecat, a fost nevoie și de lucruri de... Completări, de întrețineri, de... Dar reușită, să știți că a avut. Că mi-amintesc mai târziu când am venit în 87 aici, era o pădure frumoasă așa, la vreun metru jumate, 2 metri. Verde la crud, când sunt tineri. Da, primăvara, o minune. Cum ați remarcat și dumneavoastră, cât s-a schimbat temperatura de la 200 de metri de acolo și până aici? Semnificativ, simțitor. Și până la urmă, este și o pată de culoare în iarnă, să zic așa, prin nisipurile astea ale Olteniei. Eu zic că n-ar trebui să lipsească o lentilă de pin în toate plantațiile care se fac, în special pe terenurile degradate. Mai ales pe terenuri degradate, unde... Deci o lentilă, două de pin, de rășinoase, nu trebuie să lipsească de acolo. Pentru că schimbă, știți ce frumos este iarna când trecem și vedem pinii verzi în zăpadă și extraordinar. Păi sunt mai multe zone. Eu acum îmi vin în minte cele de la Tâmburești, spre exemplu, la sud de Craiova. Aici oarecum aproape Radomir, nu? Cred că zic bine. Radovan, pardon. Iar alte trupuri relativ compacte. Cam câte sunt așa la nivelul județului? Sau unde predomină? Aici pe sud mai degrabă? Nu, ele să știți că au fost înființate peste tot, pentru că a fost o politică la timpul respectiv a regimului cu rășinarea, rășinizarea. Rășinizarea. Da. Chiar legea 1976, legea 2 din 1976, care avea ca țintă până în 2010, extinderea rășinoasă în afara arealului, în scop papetar, în primul și în primul rând. Exact, păi, dar se și făcuse, mi se pare, o fabrică undeva în Moldova, pentru celuloză de pin. Ce ne puteți spune despre lemnul de pin? Vedem acum arborii la 44 de ani, în plin elagaj natural, da. Adică faptul că se usucă ramurile și încep să cadă încet, încet, uite, foarte ușor. Nodurile vor fi acoperite de creșterile următoare, dar la ce ne ajută până aici? La ce folosim noi pinul ăsta? În afară de rolul, să spunem, prioritar, că am fixat nisipurile. Asta este rolul principal și n-are să se mai discutăm la altele. Trebuie ca să ne mai gândim la celelalte. Însă să știți că l-am folosit, adică eu, oamenii l-au folosit și la încălzit locuințele. Și cherestea au mai scos din câte un trunchi, dar n-am tăiat arborete de pin, la rasa arborete sănătoase, noi ce-am tăiat pin, aici eu am făcut o răritură în tot blocul ăsta, de la cap la coadă, nu știu, cred că ar mai trebui, încă nu, ar mai trebui una subțire așa, dar am cât am de când am făcut-o, din 2004-2005, de sunt vreo 20 de ani. Aproape 20 de ani, da. Una subțire așa, cu o intervenție slabă, ar mai fi mers. Dar mă uit pe jos și constat că sunt foarte multe conuri, uite, Aurel, și aici la tine în față, conuri unul lângă altul,
Și spre deosebire de alte zone în care am mai văzut plin plantat în afara arealului, conurile chiar se apropie de dimensiunile normale. Normale, nu da. Sunt mici. Și având în vedere că văd și puieți, asta înseamnă că sămânța e viabilă, sănătoasă, da? Viabilă. Și uite deci, cum natura lucrează acum în favoarea noastră. Frumos este. Da. Și ăla chiar are viitor. Are viitor că e relativ lumină aici, dacă mai faceți o deschidere, o rărire. Dar uitați-mă spate acolo, 1, 2, să văd. Da. Mă rog, și alte buriene, dar să nu le confundăm. Da. Nu, dar nu ne-am uitat cu atenție. Ia privit. Da, ăla, 1, 2. Ia uitați. Ia uite, viitoarea pădure. Extraordinar de frumos. Și n-ai spune că suntem în nisipurile Olteniei. Deci am găsit aici, ce specii am găsit? Am găsit pin negru, stejar, glădiță. Nelipsitul salcâm care vine da, și el. Salcâmul, nu mai vorbim de el, că e Dud lui mai vine iar. Dudu. Deci destul, destulă biodiversitate pentru... Și văd și frunze de plop din apropiere. Da, uitați-vă acolo. Da, da, da. Interdunele și bătrânii noștri au știut. Adică ce a fost mai jos a pus. Totuși plop, euroamerican. Uitați ăsta ce frumos este. Din experiența noastră, că mai devreme ne spuneați la glădiță că reacționează bine și pe dună. Pinul negru? La fel de bine ca și glădița? Uitându-ne-mă aici, azi spune categoric da. Da. Deci el în condiții și mai de uscăciune, și ca să le zic așa. Da. Atât v-am zis, glădița este polimorfă, foarte polimorfă. Acum vorbim doar despre nisipuri, părți de dună. Dar glădița vegetează bine și pe interdună, numai să știți că pe solurile bune, pe stațiunile bune, unde a prins și a dulceața pământului, zboară. Se duce, da. Se duce, da. Bine, orice specie, dacă are pământ bun și apă, explodează. Da. Domnule Ațu, mulțumim pentru ce le-a arătat azi. Sade de plop, cultură de glădiță, cultură de pin negru, toate trei solurile nisipoase în sudul județului Dolj. Amintim sadele de plop, prima pe care am văzut-o undeva la 3 km de Dunăre, acum suntem puțin mai departe de Dunăre, dar vorbim de aceleași nisipuri, soluri nisipoase, foarte sterile, nu? Cu foarte puține variante de a le valorifica. Împădurirea este una dintre ele la care vă pricepeți foarte bine. Și așa că vă felicit. Vă mulțumesc frumos. Cu mare drag vă mai așteptam și altă dată. Mulțumim mult. Vă salut. Salut.